L-am văzut cum vine la poartă, se dădea jos din sani, era îmbrăcat, da, erau anii 60 încă. Era un chin, ca să fiu sincer. Maxim 1 din 10 putea să ajungă la facultate. E greu ca să-mi povestești că vei conduce o fabrică și tu nu ai idei despre ce se întâmplă în procesul tehnologic al acelei fabrici. Era greu, dar am reușit, am avut satisfacția să am și așa ceva. Bărbații trebuie să aibă o referință de cum e mai rău. Managerul este atât de deștept încât el poate să conducă și Coca-Cola și fabrica de rulmenți. Da, da. Da? Asta e moda. Asta e moda acum. Eu mă abțin. Când noi zgâriam pământul cu un cui, țările din vest se construiau niște palate cu mai multe etaje și se făceau opere de artă. Pentru că devine captiv. Astăzi eu apreciez că cei care fac doctorat de-abia ajung să fie comparabil cu cei care au terminat 5 ani de inginerie înainte de 89. Software-ul astăzi se învață și fără facultate. Cel puțin în primii 5-6 ani de zile, în calitate de rector, da, eram aproape terorizat că trebuie să vorbesc în public și liber. Deci, prin aia e un coșmar, adică analiza în spațiu n-dimensional, scoate calculatorul ca să facă 24-10, da, ce să facem? Nu le ești prea multă lumină cu ghilimele de rigoare studenților. Că după aia se duc pe stradă. Era ceva cosmic acolo. Da, da. Cumplit. Nivelul mediu de IQ mondial a scăzut în ultimele două decenii. Trebuie să ne cam omoare interesul de a munci, da, da, și de a învăța. Și desigur am participat la multe baluri și alte manifestări studențești care au fost practic organizate împreună cu Divertis. Destul de cumplit a fost, pentru că stăteam la un ultim etaj, căldură iarna nu era, căutam o sală să învățăm, mergeam prin bibliotecă, prin copou, adică în capitolul în alta lor. De ce nu era căldură? Ei, oare de ce? Da, deci eu cred că se paralizează activitatea completă, adică seama, nu mai pot să încărca telefoanele mobile. Îmi aminteam că mă întorceam de pe o parte pe alta noaptea și mă trezeam automat pentru că era atât de rece. De rece pe cealaltă parte. Da, pe partea cealaltă. Căutau, te prindeau, te urmăreau. Dar știți că mi se trage din copilărie. Începeau strigătele în tot complexul, s-a auzea tot strigătele. Dar chiar și așa era o chestie inedită. Nu exista să nu accepți, să n-ai ce faci, te duci acolo. Desigur, nu e un lucru neapărat bun. Dar n-a dispărut chiar cu totul. Problema aia nu e să discuta despre incompatibilități. Astăzi nu mai voi să faci chestiunea aceasta. Nu se punea problema, ferească Dumnezeu, nu mai ieșea din pușcărie. Dar eu vorbesc de anii când a fost un delir în această privință și când se vorbea despre imitarea la examene în masă. Am început și să cochetez cu firmele germane. Un cap de pod m-a brotit pe gheață, a intrat cauciucul strâns partea de la picioare și l-a puțin rupt așa. N-am fost atenți, îmi pare rău. Dar nu o faceți asta pe seama mea. Costa enorm, l-am făcut unul la o zecime din preț. Nu m-au copleșit necazurile. Scopul principal a fost să elimine cel puțin 10 universități mici din România, să le închină. De ce? Am avut manifestările de 50 de ani în care au venit toți rectorii și au văzut că nu e așa cum spun alții. Și n-am intrat. Să știți că în perioada cât am fost ministru e comparabil cu perioada cât am fost în armată. Da. N-am cum să le uit. Indiferent că am găsit, de exemplu, Fițuica după aia în teză. Ați găsit Fițuica în teză? Sigur că am găsit și bani în teză. La ministru m-am simțit tot timpul ca într-un război. Hopa, nu se poate. Trebuie să fie abrogat. Și am reluat, de exemplu, o lucrare scrisă, am recorectat-o și l-am anunțat că a trecut. Până la urmă, împreună cu soția, am ales totuși să revin. Eu zic că am făcut bine. Am pus și unul, foarte mulți. Și în fiecare an tot încerc să fiu mai puțin sever. Și nu vei să? Ba da. Vei să? Ba da. S-a întâmplat vreodată ca un student care se afle la limită să-l picați sau să-l treceți și apoi să regretați? Bine v-am găsit! Sunt Tiberiu Avram și astăzi l-am ca invitat pe domnul Valentin Popa, rectorul Universității Ștefan cel Mare Suceava, fost ministru al învățământului. Vom încerca astăzi însă să îl cunoaștem pe domnul Valentin Popa ca om. Ca elev, ca licean, ca student, ca actor, ca inginer, ca tată,
Și vom discuta și despre pasiunea domniei sale, lucruri mai puțin cunoscute în spațiu public. Domnul rector, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, domnule Avram. Vă salut pe dumneavoastră și pe telespectatorii noștri. Da, sunteți prima oară la noi. Sper să... Da, am constatat cu uimire că sunt prima oară la un interviu cu dumneavoastră, deci noi suntem și colegi. Și uite, 11 ani au trecut, am făcut foarte multe interviuri în foarte multe alte locuri, dar la monitorul e primul interviu aici, în acest studio frumos. Da, mulțumim pentru apreciere. Haideți să începem cu începutul. V-ați născut la Fălticeni pe 12 iulie 1964. Ați crescut în acest oraș. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Nu mi-amintesc exact perioada aceasta nașterii. Încep să am amintiri cam de pe la 5 ani. Nici nu credeam că am... De pe la 5 ani încep să am amintiri și sigur legate de când a venit Moș Crăciun prima oară. Asta e prima Sania, amintire din... Așa mi se pare că cea mai veche amintire pe care o am copil fiind, l-am văzut cum vine la poartă, se dădea jos din sani, era îmbrăcat, da, erau anii 60 încă. Erau zăpezi atunci. Zăpadă serioasă, da. Sigur pe stradă, eram la casă în Fălticeni și a venit Moș Crăciun, da. A venit Moș Crăciun și a intrat în casă, m-a pus până o poezie, eram lângă brad. Mai țineți minte ce poezie a spus? Super emoționat și sigur dacă a rămas această memorie impregnată, înseamnă că a contat ceva atunci. Era Moș Crăciun adevăratul sau... Pentru mine atunci la vârsta aia era adevărat. Ca și cum aș fi fost adevărat. Mai țineți minte ce poezie ați... Nu, sunt nicio formă, nu mai știu. Dar ce... dacă am vorbit de copilărie, am aici o fotografie cu dumneavoastră din școala generală. Fălticeni bănuiesc, evident, nu? Da, e pe un creang, nu mai este școala acum, s-a transformat, era școala generală numărul 5. Vedeți câți de puțini elevi eram în clasă. Dar asta vreau să mă întreb, dacă sunt toți elevi sau mai țineți probabil un rând la perete? Cam așa lucram atunci. Sigur, este încă un rând de bănci la perete care nu se vede, dar se văd practic două treimi din clasă. Poate deci 18-20 de copii. Da, sub 20 am fost. Îi mai țin minte cu cel care era în picioare, chiar am fost coleg nu numai în școala generală, ci și în liceu și în armată și în facultate și din păcate a decedat anul trecut în Fălticeni, coleg și prieten foarte bun. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Dumneavoastră sunteți cel, dacă luăm de la stânga la dreapta, al doilea din, nu? Da. Aici am o altă fotografie. Ca pionier, din câte intuiesc eu, sunteți comandat de detașament, nu? Cam așa, da. Dacă aveam șnurul galben. Dacă nu l-aș mai deschis la culoare. Da, pozele se făceau alb-negru pe atunci, dar e deschis la culoare și era clar galben. N-am fost de unitate. Da, mai era de unitate, dar era albastru închis. Da, erau alte cuvinte de clasă, așa. Da. Comandant de clasă. Bun, ați studiat la Liceul Industrial Nicu Gane din Fălticeni, perioada 1979-1983. Viața de licean... Frumoasă, foarte frumoasă, excepțional. Intensă din punctul de vedere al pregătirii. Desigur, eram clasa de matematică, fizică, am fost o perioadă în care am dat admitere la liceu, am dat și treaptă, un examen foarte serios ca să ajungi din clasa 10 în clasa 11 și sigur și bacalaureatul, care era destul de serios, dar o bagatelă pe lângă examenul de admitere în facultate. Da, bine, era și concurența mare în facultate. Puteți să ne gândim că promoția de absolvenți de liceu pe vremea aceea era de peste 200.000 de tineri și locuri la facultăți erau ceva mai puțin de 20.000. Maxim 1 din 10 putea să ajungă la facultate, dar problema nu era numai să ajungi neapărat la facultate oriunde, ci să ajungi și la facultățile care erau mai bine cotate. Așa, voi să o termin, că nu era nici ușor, mai ales la cele tehnice. La această concurență foarte mare, gradul de reușită era mult peste 90%. Mai mult de 5% chiar și în partea de profil tehnic nu era pierderea. Puțini erau cei care ajungeau să repete anul. Foarte puțin. Da, bun, dar era greu, cel puțin la facultăți. Foarte greu, categoric, era foarte greu. Miza era clasamentul general final,
pe care îl obțineai după 5 ani, pentru că în funcție de acel clasament național se împărțeau locurile, posturile. Da, o să ajungem și la acea perioadă. Îmi amintesc că eram Tudor, era o vorbă când eram eu student, bine, asta era începutul anului 90, era la mecanică, zicea că primii 7 ani sunt grei până ajungi în anul 3. Da. Erau... Revenind la liceu, și în afară că, sigur, era intens din punctul de vedere al materiilor principale, clasa 11 a fost însă cea mai frumoasă. Venea după treapta întâi, era relaxantă. Da, da, și nu era încă bacalaureat, încă era departe admiterea la facultate și a făcut foarte mult sport. Am făcut foarte mult sport cu colegii de clasă, aveam echipă de volei, jucam volei, jucam tenis de câmp, jucam tenis de masă, făceam mult sport. Mult mai mult sport decât fac tineri în ziua de astăzi. Bine, erau... Și nu aveam așa de multe condiții. Da, nu erau așa de multe condiții, dar era și perioada aceea în care puteam să mergem să jucăm fotbal între blocuri. Da, da, chiar... Da, chiar așa ducă. Nu numai între blocuri, chiar pe stradă, în fața... Da, chiar pe stradă, în fața mașini circulau. Pentru că mașinile nu ne deranjau mai repede de una la 30 de minute, poate o oră. Da, asta în fața casă. Da, și jucam tenis cu piciorul pe stradă, în fața casei, asta după ce s-a asfaltat, după anii 75, când s-a asfaltat strada din fața casei. Și care au materiile preferate în liceu? Matematică, fizică, categoric, toate acestea. De profil real. Chimie? Profesoara Mancu, fizica cu profesoara Chira, Bogdan Grigoriu, matematica, profesor de mare renume din Fălticeni. Bine, și la Fălticeni a existat tot timpul și acum se face școală. Da, se face școală. Liceul Nicu Gane a rămas un liceu bun. Aici am o altă fotografie, nu știu dacă sunteți în liceu, facultate. E, deja facultate. Deja facultate. Atunci o să revenim la ea. Eram într-o tabără. O să revenim la ea. Acum da să ne uităm. Asta este sigur, activitatea noastră de practică. Nu contează că eram ingineri. Treceam întâi pe la muncile agricole. După aia făceam practică. Asta e în timpul facultății? În prozit. Da, în timpul facultății suntem în anul întâi aici de facultate. Bun, haideți atunci. Am ajuns la facultate să luăm înapoi această fotografie cu dumneavoastră când cântați la orgă sau vă jucați? Ne jucam, era un spectacol la care noi participam în calitate de spectatori, știți? Trupurile își lăsaseră instrumentele pe scenă și noi aici eram niște câțiva colegi care am început să ne jucăm puțin pe la acele aparate. Nu știu să cânt la pian. M-am bucurat când fetele mele au învățat cât de cât să cânte. Mi-am dorit, dar eu n-am avut ocazia, nici posibilitățile materiale financiare când eram eu tânăr, nu existau. Să iau ore în particular de pian. Da. Și acum să revin această poză, mă gândeam că eu n-am prins în facultate practică agricolă, asta e din timpul facultății. Da, da, da? Anul întâi la Gulii. Da, să văd guliile acolo, dar bun, atunci era perioada în care se făcea practică agricolă și la liceu și la facultate. Prima oară în anul întâi intrai întâi la practică agricolă, după aceea începeai să faci școală. Da. Dar mi-amintesc că numai anul întâi am făcut practică agricolă, după aia nu am mai fost solicitat în astfel de activități. Desigur, armata a fost plină de practică. Dar ar mai accepta copii? Două luni de zile, așa, cam continuu. Dacă aici avem și o fotografie din armată cu dumneavoastră. Da, suntem și militari. Ar mai accepta să copiii, elevii, studenții să facă practică agricolă? Dacă n-au de ales, da. Dacă este obligatoriu. Problema este când ai gustat binele, când ai gustat situația în care nu este obligatoriu, e greu să te întorci la chestiuni care e obligatorie. Dar dacă știi de când te naști, că vine vârsta de 18 ani, de 19 ani și vei fi încorporat, singurul tău gând este să reușești la facultate ca să faci doar 9 luni și nu un an și 6 luni, cât era pentru toți ceilalți. Da, și aici, bine, armata era făcută înaintea facultății. Da, se făcea înaintea facultății, am făcut-o la transmisiuni pentru că eu am intrat la electronică. La transmisiuni unde? La Sibiu. La Sibiu. Da, spuneam și de practica agricolă, că la fel era aveam ce învăța totuși, erau două săptămâni, făceam cel puțin, țin minte, în liceu. Nu știu, ați prins practica agricolă în liceu? Cu siguranță ați prins. Ca să vă spun sincer, nu prea am învățat mare lucru din practica aia, ci doar faptul că
da, să facem, să învățăm, să recoltăm cum trebuie. Da, era o responsabilitate. Nu, era un chin, ca să fiu sincer. Mi-amintesc în armată, eram la Porumb și totuși eu nu sunt un copil chiar de la oraș. Sunt, am avut casă, am avut livadă, da, grădină, zarzavaturi, pomi fructiferi. Am mai pus mâna cât eram copil pe sapă, pe hârleț. Nu aveam mâinile foarte fine și cu toate astea în armată au crăpat mâinile, crăpături mari de câțiva milimetri, ren deschise aproape toată mâna și așa lucram mai departe. Ne dădeam cu niște vaselină. Cam atât aveam noi ca și vaselină de aia pentru aia mașină. Pentru motor. Aia pentru motor. Ne dădeam ca să mai înmuiem puțin palmele care erau deja extrem de tari și de dureroase. Bun, chin mare. Tot să învățați ceva de asta. Adică, băi, dacă nu înveți, uite unde ajungi. Trebuie să aibă, bărbați trebuie să aibă o referință de cum e mai rău. Păi da, corect. Uite. Da, trebuie să ai o referință de cum e mai rău ca să ai cu ce compara. Și e foarte bine să ai în viață referința aceasta. Altfel, ai niște referințe poate prea înalte și da, începi să spui că nu e bine când ți este o perioadă mai rău. Și acum, și mulți din țară spun, nu România, și strâmbă din nas. Îi invit să meargă în țările în care în 89 era același trai ca și în România, în Moldova, în Ucraina, și când se întorc să facă comparația, să vadă ce s-a transformat în România în 30 și ceva de ani. Pentru că atunci, în 89, eram la fel. Și noi, și Republica Moldova, și Ucraina. Avem același nivel de trai. Sufeream sau ne bucuram la fel de mult. Iar diferența se vede acum. Și nu vreau să spun acum că e neapărat că e războiul în Ucraina și a căzut. Și înainte, diferențele sunt atât de mari după 30 ceva de ani, cât erau între noi și, dacă vreți, Austria în anii 90 de început. Foarte mare diferență. Bun, dar putea... Adică am progresat foarte mult. Dar nu putem să sărim sute de ani de civilizație. Da? Când noi zgâriam pământul cu un cui, țările din vest se construiau niște palate cu mai multe etaje și se făceau opere de artă. Da, e adevărat. Noi stăteam aici, ne băteam cu turcii, ocupau colonii și aduceau aur. Cât ne-am bătut. Când ne-am bătut. Ne-am bătut și noi, pe aici, pe acolo. Până după ce am început să le dăm de toate. Pe total am fost mai mult numiți chiar sclavi. Da. Bun, dar puteam fi totuși după 30 de ani și noi puțin mai departe decât... Eu zic că am mers mult. Eu zic că am mers mult din etape. Sigur, totdeauna se poate și merge și mai bine. Adică e ca o mașină. Faci 100 de kilometri în 3 secunde. Da, se poate și în 2,9. Corect, da. Dacă mai lucrezi, dacă mai faci. Dar eu apreciez că am făcut mult. Am făcut mult în 30 de ani și mai ales după 2000. 7 după aderare. Da, după aderare am făcut pași semnificativi. Și repet, când mai vrem să vedem referințele, pentru că de fapt am plecat de la referințe, armata reprezintă o referință pentru un om, pentru un bărbat, ne mai ducem puțin alături. În Republica Moldova, în Republica Ucraina, ca să ne amintim. Da. Că aici ne-i mai ușor. Că putem să mergem și în țările ex-sovietice mai îndepărtate. Da, puțin mai îndepărtate. Și vom vedea cât s-au dezvoltat în 30 și ceva de ani, da? Când noi am părăsit lagărul comunist. Locul comunist, da. Spuneați într-un interviu pe care l-ați acordat acum 3 ani, Ziarului Cuvânt Studențesc, spuneați așa, perioada studenției a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Da. Și perioada din liceu a fost frumoasă, dar perioada din studenție de acum este... adult, ai trecut de 18 ani, ai mai multe libertăți și, desigur, îmi mențin afirmația. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, categoric. Spuneați că tot atunci, că acum 30-35 de ani, ceea ce ați repetat, din aur, aproximativ 10% din cei care finalizau liceu intrau la facultate, care finalizau liceu cu bacalaureat, ajungeau să fie studenți, spre deosebire de situația actuală, când 90% dintre cei care obțin diploma de bacalaureat ajung să fie studenți. Nu știu, spune chiar puțin mai mult din 90%. Foarte puțin nu se duc undeva la o facultate, fie în România, fie în străinătate. Da. Din cei care au diploma de bacalaureat. Da.
Avem nevoie de așa de mulți studenți? Adică a devenit o modă și facultatea, a devenit o modă, bun, și masterul și doctoratul, nu mai zic, cu atâtea, am văzut cum s-au luat atâtea doctorate, în condițiile în care unii muncesc pe brânci pentru doctorate. Ce să vă spun, în momentul de față aș putea să vă răspund cu o întrebare. Dacă Japonia spune că are peste 90% din întreaga generație cu studii superioare, da? Noi avem 90% din cei care au bacalaureatul, dar cei care au bacalaureatul față de cei câți au intrat în clasa 1, deja sunt mai puțin aproximativ 60% da, care ajung în clasa 2. Deci 40% deja i-am pierdut pe drum și din ăștia 60% mai iau câți mai iau bacalaureatul, 75-80% și din ăștia aproape 100% ajung să intre în facultăți. Din generație sunt 40%. La Japonia este peste 90% dintr-o generație care intră în clasa 1. Da. Da? Și discutăm ca procente, pentru că nu putem să discutăm ca numere. Eu considerat că mai toți trebuie să treacă prin studii superioare. Acum depinde și ce face în aceste studii. În mod evident, odată ce învățământul a devenit superior, a devenit un învățământ mai de masă și nu elitist, o parte din ceea ce se face în liceu se transferă în universitate și practic ca să ajungi relativ specialist pe un domeniu trebuie să faci doctoratul. Astăzi eu apreciez că cei care fac doctorat de-abia ajung să fie comparabil cu cei care au terminat 5 ani de inginerie înainte de 89. Și asta mă uitându-mă la volumul de informație pe care îl acumulează, la abilitățile pe care le au. Desigur, sunt și domenii la care nu trebuie să faci atât de mult, pentru că sunt nișe de pe piața muncii. Software-ul astăzi se învață și fără facultate. E adevărat că îl înveți pentru un segment îngust. Poate că devii un bun specialist să faci site-uri web, dar atât. Ai să ajungi să faci poate niște aplicații pentru telefoane mobile, dar atât. Până la urmă și în acest domeniu îți trebuie facultate dacă vrei ca să acoperi un spectru ceva mai larg. Trebuie să vă spun însă că acoperirea acesta e un spectru larg de cunoștințe, adică pregătirea pentru mai multe domenii începe să se restrângă de acum în lume și desigur va fi și în România. Se va merge din ce în ce mai degrabă țintit și pentru o perioadă mai scurtă de timp. Iată că noua lege a educației propune reintroducerea studiilor de scurtă durată, de 3 ani de zile în loc de 4 ani de zile sau de 2 ani pentru programele care sunt de 3 ani. Tocmai pentru a ajunge pe piața muncii mai repede, a avea o pregătire sumară și evident urmată de o pregătire specială la locul de muncă oferită de angajator până la urmă care te pregătește apoi pe o nișă. E foarte bine pentru angajator, foarte rău pentru angajat, pentru că devine captiv. Nu mai are un spectru larg de cunoștințe, astfel încât să se poată îndrepta și către, să zicem, software și către hardware. Nu poate să ajungă să conducă proiecte care implică software și hardware și să-i pună pe softiști și pe hardiști la o masă să discute împreună, să facă. Așa am discutat partea de IT, dar să știți că este valabilă în mai toate domeniile până la urmă, acest aspect. E greu ca să ajungi după aia să treci în management. Din păcate există și o tendință mondială că managementul nu mai este neapărat pe specialitate. Managerul este atât de deștept încât el poate să conducă și Coca-Cola și fabrica de rulmenți. Da? Asta e moda. Asta e moda acum. Eu mă abțin. Bun, spune că managerul trebuie să coordoneze, dar într-adevăr e aberant, coordonezi, dar trebuie măcar să ai habar cât de cât, chiar puțin mai mult despre ceea ce se face. Eu am contact mult cu industria, am și mers în industria, am și stat, am și condus fabrică în străinătate, am fost în Thailand aproape 2 ani de zile. E greu ca să-mi povestești că vei conduce o fabrică și tu nu ai idei despre ce se întâmplă în procesul tehnologic al acelei fabrici. Da, când ești de acum la business-ul foarte mare, poate că nici nu mai contează ce se produce. Da. Că tu conduci în general o afacere care mergi pe alte principii. Dar până ajungi acolo unde sunt 0,001% din populație pe acel palier atât de înalt,
până acolo mai există o grămadă de trepte de urcat și de ocupat, unde se trăiește foarte bine. Nu trebuie neapărat să ne gândim la acele poziții foarte înalte. Se trăiește foarte bine și se trăiește dacă știi să faci ceva. Și cel mai bine se trăiește, poate, când ai și propria ta firmă, propria ta întreprindere, când ești liber, când poți să faci ceea ce, ce vrei. Sigur, vine și la pachet cu necesitatea de a asigura niște bani. Da, și o răspundere mai mare și o grijă în plus. Grijă în plus, niște grijă în plus. Suplimentar. Da. Dar am avut și de asta. Am avut și de asta la viața mea. Desigur, îți creează o serie de satisfacții și această situație. Da, da. Revenind la facultate, ați fost un student foarte bun, ați avut bursă republicană. Da, e o chestiune rară, da, într-o sută și ceva. Acum să dau ce una, înseamnă să bursă două. Republicană nu mai știu oamenii. Da. Da, un echivalent de bursă excepțională de acum se dă la numai dacă ai 10, atât. Nu. Se permitea un 9, cred că. Da. N-am avut-o decât un singur an, nu am putut să țin mai mult. Bun, dar iar trebuie să știe tinerii de azi că la o facultate tehnică în acea vreme, vreau Ceaușescu, și chiar în anii care au urmat, era greu să ai 10 pe linie, 10 da, pe linie, da, sau chiar 10 și 2-3 din nou, era foarte greu să ai. Da, numai prin anii finale ajungi să faci chestiunea asta. Dar în anii... anii întâi nu există așa ceva. Prima chinui sau cu aia 7 ani. Nu există acolo unde există matematice, fizică și toate disciplinele fundamentale cumplit de greu. Plus că treci la un nivel cu adevărat superior. Adică sunt de superioare când ajunge acolo. Da. Era greu, dar am reușit, am avut satisfacția să am și așa ceva. Ați avut și un profesor pe care l-ați catalogat ca fiind coșmarul facultății dumneavoastră? Sigur că toți avem, cred că, evident, fiind un coșmar, da, poate da. Două, poate trei, chiar depinde de la caz la caz. Este un fel de coșmar. Profesorul respectiv a fost în comisia mea de concurs. Eu am, ca să ajung în universitate, am dat chiar două concursuri. N-am reușit din prima, cum se spune. La primul concurs era un concurs pe asistent, am concurat trei, sigur numai unul putea intra. Ulterior am concurat pe un alt post și am reușit. Și a fost și în prima comisie și în a doua comisie. A fost și... Constantin Cordunea, nu? Nu. Eu, dumnealui mă refeream, că spuneați că făceau matematică sofistică. Da, nu, am avut unul și mai de specialitate. Ați avut unul și mai da. Cui, cum se... și mai coșmar mai mare. Domnul Cordunea l-am făcut de două semestre la început, când era foarte greu. A fost disciplina e un coșmar, adică analiza în spațiu n-dimensional... după ce abia o stăpânești în spațiu, e complicat să ajungi să o înțelegi în spațiu n-dimensional. Era o matematică grea și pentru cei care făceau matematică și deveneau profesor de matematică. Era grea materia și pentru ei, dar pe pentru noi ingineri. Era ceva cosmic acolo. Da, da. Cumplit. Dar am văzut după aia cursuri care, în anii mari, de exemplu, cursurile de microunde. Păi foloseau toată acea matematică cumplită. Ecuațiile deci, nu se mai terminau pe tablă. Deci era nevoie de matematică. Categoric era nevoie. Dar astăzi calculatoarele preiau mult din treaba asta. Sigur, cineva trebuie să le programeze și trebuie să știe toată această matematică și toate aceste chestii. Tot atât de mulți cât trebuia să știe și înainte. Deci tot 2% din populație sunt cei care duc mai departe știința. Și atunci... și acum. Doar că atunci 2% erau din 20% cât intrau în... acum 2% din 90% cât intră în acolate. Dar să știți, e adevărat, se spune că am citit un studiu, nivelul mediu de IQ mondial a scăzut în ultimele două decenii. Vârful IQ-ului mondial a fost depășit. S-a realizat în ultimele două decenii ale milenelui trecut. În ultimele două decenii suntem pe o pantă descendentă. Am făcut niște calcule acolo din cifrele care erau prezentate. Am scăzut în ultimele 20 de ani cam cu 6%. Și de ce? La IQ-ul. Este vreo explicație? Există câteva explicații. În primul rând este internetul, telefonul mobil, aplicațiile, accesul facil. Nu mai antrenăm mintea la a memora, la a calcula oral.
nu mai sunt capabili tinerii noștri să calculeze oral, nici să facă operațiunile chiar uneori banale de înmulțire cu 10. Am avut cazul în care asta până și pentru... Da, dacă am avut cazul să văd că scoate calculatorul ca să facă 24-10, da, ce să facem? Se întâmplă, eu înțeleg, deci se pierd aceste abilități complet și dacă nu mai pui creierul să muncească, da, nici IQ-ul nu crește și încet, încet. Știți, până la urmă, bunăstarea și, da, omenirea cam media a crescut din punct de vedere al bunăstării. Bunăstarea cam omoară interesul de a munci și de a învăța. Așa e. Numai, cum să spunem, numai foamea te obligă. Numai foamea te obligă să muncești. Să muncești, să faci ceva. Da, da? Și de când e omul e așa. Dar haideți să revenim la coșmarul mai mare. Eu ziceam domnul Corduneanu, coșmarul mai mare care ați început. Cine era? Sau... Și ce mai este încă mai este în viață și aș vrea să vorbesc. Dar nu eu, cred că e o rușine. Sau... Nu. Dar de acum suntem la circuite integrate și suntem la discipline pe care le predau acum și mi-amintesc cu coșmar, cu plăcere, cum visa respectiva materie, o somitate în domeniu. Să-l lăsăm. Bun. În facultate ați fost coleg cu o parte din membrii trupei Divertis. Nu coleg de generație, am prins pe cei mai tineri din Divertis, i-am prins încă în facultate, eu eram în anii 1-2, ei erau în 4-5 și desigur am participat la multe baluri și alte manifestări studențești care au fost practic organizate împreună cu Divertis. Eu eram și eu unul dintre organizatori. Mă ocupam practic cu această activitate socială a studenților în campus. Aveam și funcții în Tudor Vladimirescu. Da, și acum sunt asociațiile studențești acum cu președinte, cu vicepreședinte, erau și atunci. Da, atunci erau puține, sau numai una. Tudor Vladimirescu a stat numai un singur an, primul an, destul de cumplit a fost, pentru că stăteam la un ultim etaj, căldură iarna nu era, căutam o sală să învățăm, mergeam prin bibliotecă, prin copou, adică în capitolul în alta lor. De ce nu era căldură? Ei, oare de ce? Bine, era vreau comunism. Da, știți, da, pentru că uită tineri. Să uită tineri și întreabă, de ce nu era căldură? N-am cum să înțeleagă. Deci acum dacă există o pană de curent și trei zile nu este curent... Deja e revoluție. Da, deci eu cred că se paralizează activitatea completă. Adică, de seama, nu mai poți încărca telefoanele mobile. Hai de cap. Nici nu vreau să-mi imaginez ce înseamnă. Și atenție mare... Peine de asta de curent de 3 zile mai fost în Statele Unite destul de recent. Da? Noi în România n-am avut decât câteva ore. Moldova a fost decuplată la un moment dat câteva ore, vreo 6 ore. Da. Și nu a fost să ai 3 zile, da, așa e, nu ai căldură. Și dacă n-ai căldură, dacă nu pune și centrala. Nu mai ai căldură în casă. Dacă ești pe gaz, nu? Bun, dar nici n-ai nici internet, poate mai grav. Deci e cumplit. Bun, dar ce cămin stăteați? Stăteam într-un cămin nou, T17, parcă. Cel mare. Ultimul etaj, 5 în cameră și puneam noi niște reșouri acolo, niște improvizații. Nu mai erau tablourile cu siguranță, mai sunt siguranțe automate acolo, nu mai erau nici siguranțe, erau niște cui care făceau legătura completă pentru că la consumul de curent care era când era curent... Ca să se încălzească cât de cât. Îmi aminteam că mă întorceam de pe o parte pe alta noaptea și mă trezeam automat pentru că era atât de rece. De rece pe cealaltă parte. Da, partea cealaltă. Dar după aia m-am curat în Codrescu și a fost într-adevăr rai. Trebuie să... Erau siguranțele alea și ca să le crești rezistența să puneau... Cuie. A, cuie, da. A, cuie. Sau sârme mai grumațe. Da. Adică nu mai poți stopi niciodată cuiul acolo. Nu mai... Și... Aveați reșouri de alea bănezi din bolțari făcute, nu? Da, toate minunile posibile și te căutau, te prindeau, te urmăreau. Dar oricum se stingea lumina, adică n-aveai decât două, trei ore lumină, de tot. A stingea lumina? Da, la ora 10 se stingea lumina. Vrei, nu vrei, dormi la ora 10. Eu știu, adică nu că n-am prins, dar mine am crescut în Gura Humorului, acolo fiind zona minieră, era puțin mai... Am avut restricții de lumină totdeauna, da, am avut restricții de lumină totdeauna și în Codrescu când m-am mutat, aveam restricții de lumină, dar nu chiar atât de dure. Codrescu a fost excepțional, că m-am mutat într-un loc, m-am mutat din iad în rai. În rai, da.
Și am stat acolo în Codrescu și cantina era mai bună. Și era și căldură? Căldura era, chiar am cred că fotografii, nu le-am mai găsit cu geamul deschis. Serios? Da, deci căldura era foarte, foarte bună. Și să luai, nu țin minte, țin minte că erau în perioada aia, spre finalul anului 89, când se lua lumina o oră pe zi. No, se lua mult. Da, repet, în zona asta, cum era Humor și mai încolo, zonele astea, zonele minere erau... Era o întrecere, da? Socialistă în care consumă mai puțin. A, nu, așa, mă, zonele astea minere erau mai lăsau mai liber. Sigur, ca să... Da, da. Vorbim de Iași, vorbim de centru studențesc, nu lăsi prea multă lumină cu ghilimele de rigoare studenților. Că după aia se duc pe stradă. Se duc pe stradă odată, apoi și mari consumatori și, mă rog, le apar alte idei. Nu am mai avut necazuri după aia în Codrescu, dar tot era restricție, adică tot aveam interval în care lumina era restricționată. Se lua, deci noaptea se lua. Da, se lua și începeau strigătele în tot complexul, se auzea tot strigătele. Da. N-am cum să le uit. Da, bine, sunt lucruri pe care nu spuneam. Tinerii de azi nu le înțeleg. Striga adică toată lumea, gata. Când se stingea, pai, stingea. Dar ce strigau? Hieblu. Înjurau comunismul? Sau... Cum? Bine, când era întuneric... Cum mai... responsabilul de hieblu? Da. Da. Cine apucau și ei să înjure, da? Am mai niște fotografii. Da, sunt din timpul armatei. Din timpul în armată, pe lângă muncile agricole, desigur, am fost și figuranți. Da, eu am zis la început actor. Am exagerat acum, dar e figurant. Nu puteam zic figurant. Da, că... Nu, îmbrăcat, aveam haine și pentru din trupele dreapta, austriece. Da, și... Deci suntem la filmul Hore aici, să spunem, nu? Da, la filmul Hore suntem aici. Suntem acum îmbrăcați în trupe austriece. Suntem, am și îmbrăcăminte de țăran, de aici. Iobag, da? Deci ați fost... După cum vedeți, am și mustață. Adică da, mi-am pus și mustață acolo. Deci ați fost figurant, ați jucat și soldat austriac. Da, și. Și cum a fost? Deci, v-a luat din armată, v-a dus cu forță, da, nu v-a întrebat dacă da, vreți sau nu. S-a terminat programul de pregătire militară, săptămâna asta facem filme. Au dus pe câmp și... Da, și bună, nu multă așteptare și din când în când îți mai explica ce ai de făcut, te mai îmbrăca, te mai mișcai puțin, te filma. Nu, dar a fost o experiență interesantă, bănuiesc, nu? Era relaxare pe lângă ce pe program. Nu am avut o armată grea. Eu am avut la o armă de transmisiuni, nu faci mașuri prea mult, da. Singur mașe. Acolo, pe da, codul mai, Morse de asta, e mai nu? Bine, da. Da, e mai bine, dar codul Morse, asta învățam acolo. Dar chiar și așa era o chestie inedită. Bine, acolo am făcut și schi în armată. Deci, uite, iată că ne ducea și la chestia, da, ne-a scos și la schi, pentru că ar trebuia să știm totuși să și schiem. Da. Și ne-a scos de vreo două ori să mergem cu schiurile pe delușoare, așa. Pe... Și mai schiați? Ați mai schiat niciodată? Din păcate nu, dar niciodată nu-i târziu să vă... Nu cred. Nu cred, nu? Încep acum, încheiturile nu mai sunt așa de flexibile ca în tinerețe. Da. Mă bucur că fetele mele... Schiază? Schiază. Dar... Bănesc cum v-au plătit pentru... Hai să fim serios. Te mulțumiți că am avut mâncare. Pentru și că ați putut ieși din cazarmă. Da, am mers și am ieșit din cazarmă. Nu... Da, mai țineți minte cine plătit. A regizat? Culmea. Cine a regizat sau ce actori erau? Nu. Dar nici n-am avut, cred că, actorii. Cred că actorii se făceau cu... filmau în studiouri și venea în spate toată imaginea și se face tehnica de la... A, și figuranți, da, acolo, în frig, în ploaie. Da, și iar dacă aveau ei cumva... Da, poate că erau la distanță destul de mare. Nu mi-a prea interesat foarte tare. Adică nu eram chiar extrem de interesat, plus că era disciplina militară. Adică dacă îți spunea că acolo trebuie să, da, stai, să stai corect, nu, da. Nu te apucai să pleci pe câmp și să mergi, că ești tu curios să vezi ce se întâmplă la 300 de metri mai încolo. Iar aici noi filmam pe spații vaste. Da, da. Adică sunt filmările, am văzut și eu filmul, filmările sunt acum spații vaste. V-ați recunoscut în film sau erau prea mulți? Nu. Da, erau de astea armate, dacă nu că făcea doar un prim cadru, da, adică, da, un plan. Da. Un prim plan poate făceai, poate vedea ceva, dar nu era cazul. Da. Era o masă de manevră acolo. Haideți ca să închem cu facultatea. A spus tot atunci în interviul pe care l-ați acordat ziarului Cuvânt Studențesc, cine voia să chefuiască, chefuia, cine nu, suporta gălăgia.
Interesant, da. Interesant. Cum? Așa au și fost. Așa a și fost. Așa erau vremurile. Erau și din cei care trebuiau să suporte. Și asta e. Dar, în general se chefuia. Când se chefuia. Da. Da, și când se învăța. Se învăța. În sesiune noi învățam efectiv, tare de tot, aproximativ 15 ore. 14-15 ore în fiecare zi. Bun, de asta ați luat bursă republicană. Da, dar toți erau așa. Pentru că, repet, era o miză la final. Nu îți prea ai minte așa. A, era miza cu, da, 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 cu repartiția, cu nota mare pentru repartiție. Vrei niște locuri de muncă mai bune, mai în orașe, mai... trebuie să fii mai sus, altfel rămâi cu ce-o mai rămas. Toată lumea primea loc de muncă, dar unele locuri de muncă, unele locuri de muncă, ca și astăzi, nu prea sunt așa de dorit. Nu exista să nu accepți, să n-ai ce faci, te duci acolo. Da, da, da. După 90 a dispărut chiar la Revoluția. Repartiția centralizată a dispărut. Da. Desigur, nu e un lucru neapărat bun. N-a dispărut chiar cu totul. N-a dispărut chiar cu tot. Adică? Se mai păstrează acea repartiție la rezidențiat, la medicină. A, la rezidența la medicină, da. Exact, la acela, sistemul atunci, de la... Atunci erau toate facultățile. Pentru care sunt acum așa, trebuie să știe că exact cum e la rezidențiat la medicină, așa era peste, așa tot. Era peste tot. Peste tot, absolut peste da. Tot. Numărul de posturi era cel puțin egal cu numărul de absolvenți, se scuteau posturi, dar nu neapărat toate erau îndrăgite. Da, nu, evident. Vă cunoșteați soția din liceu? Am aici o fotografie cu dumneavoastră și cu soția dumneavoastră. Da, eram în clasa 12 și era în clasa 9. Aveam și clasele vecine. Ați fost împreună de atunci, din liceu? Da. Lunea viitoare împlinim 40 de ani de când ne cunoaște. Mulți înainte. Mulțumesc. Bun, ați fost împreună din liceu, după aceea ați plecat la facultate. Tot împreună am fost, dar mai la distanță. Mai am vizitat ea, mai vizitam eu. La un moment dat i-a fost și profesor, nu? Dacă știu. Da, ne-am căsătorit în 89 și ea cam tot atunci a intrat aici la universitate, la noi, la automatizări și la calculatoare. Eu am devenit aici cadru didactic începând cu 90. Și, într-adevăr, când era ea, cred că prin anul 5, cred că a făcut 6 ani. Da. Vremea aia la Seral era și făcea nu 5 ani cât făceam noi ceilalți, făcea 6 ani. Și făcea un an în plus, da. Penultimul an, devenisem profesorii. Vremea aia nu e să discuta despre incompatibilități. Desigur, însă trebuia să am grijă pentru că colegii ei știau că suntem, să zic, colegii mei nu. Da. Nu au avut nicio idee, nu au știut decât în momentul când a terminat studiile, că e soția mea, atunci ne-a văzut la BACO, până atunci n-au știut despre ea. Eram și la început, încă nu legasem prietenii cu colegii mei foarte, foarte bine, foarte strânse. Și aveam grijă cum să fac subiectele, să am multe subiecte, să tragă cineva subiectul din sală, ca să nu poată spune discuție. Că am pregătit lucrarea, nu o corectam eu, o corecta asistentul al doilea, da. Și atunci trebuia să fim doi în sală. Da, evitam. Bun, dar azi ar mai fi posibil așa ceva? Nu, astăzi nu. Astăzi nu mai voi să faci chestiunea aceasta. Dacă se întâmplă o astfel de situație, trebuie să dai examen cu altcineva. Da, trebuie să spui că ai o rudă, soție. Da, dar și nu dai examen, nu examinezi. Da, nu examinezi, să o examinezi altcineva. În rest, dar n-ai voie să pui note. Da. N-ai voie să pui note sub semnătura ta. Incompatibilitatea. Da, mult mai târziu au apărut incompatibilitățile de acest gen. Iar situația ca mea, pe vremurile respective și cu mulți ani în urmă, nu a mai existat. Nu a fost o chestiune de... Ești tot din comun, nu? Moralitatea era altfel, cu totul altfel. Da, asta diferă, diferență mare între... Mita la examen, în 90-99 nu exista pe vremea asta, când nu e facultate, să te gândești că te duci la un profesor să să-l mituiești ca să iei o notă mai bună, deși mizera, înțelegeți? Da, foarte mare. Da. Nu se punea problema, ferească Dumnezeu, nu mai ieșea din pușcărie. Niciodată. Da, și acea mentalitate s-a păstrat mulți ani după 90, dar nu mulți. Dar s-au
păstrat. Da, da. Dar s-a păstrat. S-a păstrat încet, încet, odată cu creșterea, masificarea învățământului superior, a început să apară și o masificare a profesorilor, pentru că ar trebui să ai... Să angajezi. Să... să poți face învățământ cu atât de da, mulți. Da. Și atunci nivelul de triere a fost mai scăzut și au putut să intre și au început să cadă pradă tentațiilor. Da. Pe de o parte, studenții să treacă ușor un examen, pe de altă parte, profesorii să-și completeze niște venituri care au fost întotdeauna extraordinar de mici. În ultima vreme au început să fie... Acum nu mai putem să ne comprăm, da. Dar eu vorbesc de anii când a fost un delir în această privință și când se vorbea despre imitarea examenii în masă. Și la Suceava. Da. Ultimele două decenii lui fenomenul s-a stins. Noi am făcut și o propagandă serioasă a tuturor cazurilor care au apărut în țară. Și știți cum o măsurăm? Din sondajele asupra studenților. Începe să dispară în sondaje această idee că am dat, am făcut, a cerut sau... Da? Și plus că oricât de mult secret ai face... Tot se află la un moment dat. Se află, da. Cineva tot vorbește. Și tot afli și tot ajunge. Și știți cum e, că la rector până la urmă converg toate, da. Aude. Trebuie să spun că prin ultimii așa cam 5, 6, 7 ani nu prea am mai auzit niciun caz. Înainte, da. Și este mass media, adică și rețelele de socializare sunt pline de reacții de acest gen. Eu nu spun că a dispărut acum. Dar s-a redus extrem de mult. Dar eu zic că s-a redus considerabil. Nu spun că a dispărut. N-am cum să am garanția aceasta. Pentru că chestiuni punctuale, aici pe acolo, pot să existe. Bun, ați obținut o diplomă de inginer în electronică și telecomunicații la Institutul Politehnic Iași, actuala Universitate Tehnică Gheorghe Asache din Iași, în 1989. Și ați primit repartiții la CPL, Combinatul de Preparare a Lemnului. Da. Da? Noi ne-am stat 6 luni. Al câtelea ați fost în facultate? Eram al 5-lea pe țară. Al 5-lea pe țară? Dar eu n-am prins de pațile, știu cum se făceau, dar se făceau la nivel pe țară? Pe sau? Țară. Toți cei de electronică din țară erau în toate centrele universitare mari, în București, Iași, Cluj, Timișoara. Și mergeați toți într-o... Nu, era, cum este și acum, o videoconferință. Da, o videoconferință. O teleconferință. O teleconferință, era video, da. Dar era numai audio. Da. Coordonată din București și era pe rând. Aveai înainte lista de posturi pe care... Era afișat din acum, care puteai alege și lua pe rând și întreba. Da, și noi ați ales unde ați vrut, bănuiesc. Da. Locul 5 pe țară. Da. Da. A stat 6 luni. Și ați intrat, ați pomenit de afaceri, mediul privat ați avut. Da, în paralel, anii 90, toată lumea începea afaceri. O firmă, da, am avut tot felul de firme. Tot felul de firme, mai multe da, firme? Da, și comerciale, și tehnice, și de cercetare, de dezvoltare. Mai spre anii 97-98, când de acum terminam și doctoratul, am început și să cochetez cu firmele germane, deschis filială pentru dezvoltare prototipuri în Suceava, unei firme germane care avea firmă de producție în China, în China de sud-est. După aia am făcut și un stagiu de vreo 2 ani, că am fost vreo 2 ani, un an și 8 luni. În Thailand am condus o fabrică de acest... În Thailand ați condus o fabrică? Da. Haideți să o luăm cronologic, să ajungem. Stai să notez Thailand aici, că asta nu... Adică știam ceva de Thailand, dar aveam impresia că n-a avut treabă cu serviciu. E vorba de 2000-2001. Da. Bun, ați lucrat 6 luni la CPL. Și ați trecut în... După aia am... De fapt, imediat am avut ore la plata cu ora, chiar din toamna anului. La universitate în toamnă erai începea tu... când începea anul, cam începea și serviciul. Da, da. Și chiar în primul semestru am avut și ore la plata cu ora la universitate. Apoi am avut un accident, auto, 6 luni de zile am cam stat în... Ce accident? Accident de mașină. Bun, asta am înțeles dacă i-a avut-o, dar da. Mai detalii ați intrat? Mai, ați... Da, puțin, într-un cap de pod îmbrotit pe gheață, a intrat cauciucul strâns partea de la picioare și l-a puțin rupt așa. Puțin rupt, cred că mai mult dacă cam a stat. Amândouă, da. Amândouă picioarele? Da, și trebuie să stau 6 săptămâni în gips, cu recuperare, cu o durată mult. Așa, în timpul să dădeam examene pentru a ocupa post de asistent la universitate.
Măcar putea să liniști să învățați. Și a dat două, da, în acea perioadă. Da, e adevărat. N-avea ce face, numai... Da. Da, acum, ca să vă spun, eram proaspăt după facultate. Ceea ce învățai pentru examen era chiar greu. Era... Da, era materie... Era materie proaspăt. Ușoară, da. Bun, numai și... că nivelul era foarte ridicat. Adică nu... Acolo nu-ți permiteai ceva sub nouă. Da, da. Pot, dacă nu știi o întrebare a comisiei, nu prea mai aveai era șanse clasă, da, ca da, să da o întrebare, atenție, mai, nu că luăm de 5, adică examenele astea nu se iau cu 5. Astea se iau de la 9 în sus, sub 9 te declară inapt pentru ocuparea. Nu, dar primul post, examen a spus că l-ați picat, sau mă rog, l-ați picat. Nu l-am picat, nu am reușit, eram 3 pe un post, da, n-am reușit un coleg, fost coleg, că nu mai este cu noi. Și după aceea, după cât timp a apărut? Mai puțin de 6 luni. 6 luni, 6 luni a fost al următor. Al doilea examen, ați reușit să ocupați postul și ați devenit preparator. Preparator. De fapt, prima nereușită a fost un bine. De ce? Pentru că la primul concurs concuram pe un post de asistent. Postul de asistent pe vremea respectivă avea 12 ore didactice în normă, adică 12 ore fizice de lucru cu studenții în normă. Iar salariul pentru un post de asistent, nu știu dacă erau $50, $70, ceva de genul ăsta. Pe lună. Pe lună, da. Și următorul a fost pentru un post de preparator, se schimbase legislația și acum scosese post de preparator. Pe postul de preparator avea mai 4 ore. Pentru că se spunea că te pregătești ca să devii asistent. Ei, 4 ore deja era mult. Nu era mult, salariul puțin mai mic, dar numai puțin mai mic. Da, diferența mare de ore, da. Diferența mare de ore și pe vremea aia cam toți colegii mei făceau câte 3 norme didactice. Adică făceam o normă de 4 ore și încă 2 din 12. 12 și cu 12, 24 și cu 4, 28 de ore. Încă nu erau 40. Da. Dar erau epuizante, chiar dacă eram noi tineri și cu multă putere de muncă, era greu 28 de ore. Și alea schema că aveam 3 ora, norme, așa era. Tot celălalt era regimul de plata cu ora, bineînțeles, sume micuți, de-abia adunam cu toate astea vreo 200 de euro. De dolari, nu erau euro. Mărci, cum vrei. Da, deci foarte... Da, cu 3 norme puteai să aduni cât cât ca să trăiești decent. Bun, dar ce v-a determinat să plecați de la CCH? Unde mănânc era CCH, CPL, pardon. Întotdeauna miza de a ajunge într-o universitate era vârful, cea mai... A, deci v-ați dorit de la început asta. De la început, când priveai, că ziceai că să ajung într-o universitate, era top. Mai bine nu exista. Totdeauna a fost privită universitatea ca vârful social. Astăzi nu mai este din punct de vedere al salarizării, dar se câștigă bine. Da. Și dacă nu credeți că se câștigă bine, uitați-vă în declarația de avere. Nu, dar nu neapărat a mea, pentru că acolo puteți vedea 60-70 de cadre didactice. Am văzut articole cu declarațiile de avere și care au salarii, nici măcar n-am cel mai mare venit din universitate. Asta știu. Bun, la începutul anilor 90 a fost mai multe schimburi de experiență în străinătate ca lector la facultăți din vest, Portugalia, Franța, dacă nu mă știu. Astăzi este o obișnuință. Astfel de schimburi este o obișnuință. Dar atunci... Așa cum au fost atunci, n-am mai avut astfel de situații. Au fost așa numitul program Tempus. Prima ședere în străinătate a fost îndelungată. 93-94, 9 luni de zile în Porto. N-aveai de făcut decât să înțelegi cum merge sistemul, să vezi, să duci la ore. Aveam pentru prima oară acces la întreaga bibliografie științifică, puteam să o citesc, pe vremuri nu exista. N-aveai acces, n-aveai importuri, n-aveai nimic. Înainte de 89. Înainte de 89 și nici în primii ani. Nu aveai acces, nu aveai cum. Nu exista internet. Da, nu așa de chestiune facilă. Trebuia să te duci să cumpere revista scrisă. Da. Să o ai undeva scrisă. Ei, nu aveai în România, nu exista în România. Am ajuns în străinătate și am avut acces la literatură. Am început și noi să ajungem cu cunoștințele la zi. Învățam noi bine în facultate, dar dacă nu erai cunoștințele apropiate de nivelul zilei. Da. Și evident, ne-am pregătit mult mai bine, am văzut. Deci a stat 9 luni, ați observat atât.
Da, n-am avut de predat, făceam proiecte pentru noi, ne-am dotat laboratoarele proprii din țară, achiziționând acolo și analizând ce este bine de cumpărat pentru a avea niște laboratoare didactice bune. Am participat, am văzut la ore, la acțiuni de ale lor și eram salarizați foarte bine, eram salarizați la fel ca și funcția didactică din Portugalia, ba chiar mai bine, pentru că nu ni se reținea impozit, se considera că e bursă. Da, și... bun, ceea ce era mult peste nivelul de salarizare din țară. Ceva fenomenal. Bun, și ați mai fost și în Franța? Dacă... Am fost o singură lună, deja eram în partea finală de lucru la doctorat, atunci am finisat partea de la doctorat, un doctorat destul de greu în codare și modulare și atunci... În 2009 ați... Nu, doctoratul când... În 1998, scuze. În 97 am fost în Lille, în Franța, pentru o lună de zile, nu mai mult, și am revenit. Da, după care când am revenit, deja am înființat o firmă cu o filială, practic, a unei societăți germane și am început să facem prototipuri. Nici nu știe multă lume ce înseamnă babyphone. E aparatul ăla care îl pui lângă copil, da, și te duci și m-a dus gândul ăla când plânge, și ce când le făcea să... Da, acum cred că unul din primele făcute în lume. Țin minte că vremea aia ca model aveam un singur produs făcut de Nokia și atât, nu exista altceva pe meu. Și am făcut unul la, costa enorm, l-am făcut unul la o zecime din preț și prototiparea a fost făcută în România și am lucrat cu profesorii mei din Iași împreună și nu numai ăsta, am avut mai multe proiecte de astea. Și în Thailand, au fost puse în practică în China, având relații atât de mult și practic și cu Germania și cu spațiul asiatic, am ajuns la un moment dat să primesc o ofertă, să înființați o nouă firmă și o nouă firmă de producție sub ansamblu electronice în Thailanda. A plecat patronul din China, unde făcuse o experiență și unde văzuse cum merg lucrurile. Și avea nevoie de un inginer care să poată să și conducă, să și instruiască pe localnici cum merg lucrurile în această privință. Și da, a fost fascinant. Deci ați condus acolo? Ați condus, a spus, fabrica? Am condus producția. Dar nu erați manager de la care? Marele manager eram managerul de producție și de control al materialelor. Adică ce era mai important, da, da. Tot de făcut. Și cât a stat acolo? Un an și 8 luni. Un an și 8 luni. Mult, da. Și în perioada asta a suspendat la universitate? Da, există în legea educației pentru astfel de situații posibilitatea până la 3 ani. Și bun, bănuiesc că l-ați plătit bine acolo, nu? $1,500. Bun, la vremea aia nu era nici mult, nici puțin. Dar erau bani. Da. Deci asta în ce an s-a întâmplat? În 2001. Da. Deja puteam spune că e de 3 ori salariul de conferențial de pe vremea aia. Da, zic, erau niște bani. Da. Bun. Da, aveam și plăteam 25% din sumă se ducea pe chirie unde stăteam. Bun, domnesc, a fost o experiență frumoasă. Thailanda, ați călătorit prin țară. De toate punctele de vedere științific, profesional, am venit cu o bogăție. Am predat pentru prima oară cursul acelor chipuri care astăzi le avem cu toții în buzunar și care sunt cardurile bancare și asigură comunicația wireless, fără fir, între card și POS, adică point of sale sau ATM. Deci era, și nu știau în România mai mult de 3-4 ani despre ce se întâmplă acolo și despre teoria câmpului apropiat și despre acele chipuri. Cu alea ați lucrat acolo? Acolo nu am luat contact cu ele, n-am lucrat. Da. Acolo am contat pentru că am făcut audit la șeful, la una dintre marele firme din domeniu și acolo am văzut pentru prima oară ce făceau cu ele și ce potențial prezent. Am început să cercetez. Totul era absolut la început, în fază incipientă. Cred că 30 de proiecte de cercetare naționale și europene am scris și am câștigat bani frumoși din acele proiecte, da? Care au fost toate legate de aceste transpondere, identificare în radiofrecvență se cheamă, chipuri care pot comunica la o distanță scurtă cu un cititor. De atunci am început să le predau și le predau până acum. Da.
Și sigur, pe lângă științific, cu cunoștințele științifice m-am întors, m-am bucurat și să cunosc întreaga societate, cultura. Pe asta spun, într-un an și 8 luni sau 9 luni. Am participat la mormântări, la nunți, la botezuri. Da, și ați vizitat și țara, că e o țară cu... Botezul nu se poate spune exact, acolo ei sunt... Da, soția a fost acolo și... A fost și soția cu mine, da, da, aveam și fica cea mare, era proaspătă, de avea un an când... Așa ați luat-o acolo? Stată, da, aproape... Da. Da. Nu mai ține minte ea multe de când avea... Nu, ea nu mai ține minte multe, dar din povești parcă le-a trăit. Parcă le-a trăit, nu? Da, da. Și vede pozele mai... Și desigur ar vrea să meargă să le vadă, dar nu chiar simplu. Acum... Bun, ați devenit profesor în 2005, conducător de doctorat în 2009. Pe data de 17 februarie 2012 ați fost ales rector al USB. Cred că 7. 17 februarie, nu? Da. Da, dar numirea cred că e mai târziu. Atunci au fost alegerile, da, dar da, intrarea în funcție cred că e pe 7 martie. Da, sau posibil, pe 6 martie. Da, eu am zis când ați fost ales. Da. Veneați după domnul Adrian Graur, care a ridicat foarte mult universitatea. Așteptările erau mari. Nu vă copleșau aceste așteptări? Nu, m-au copleșit necazurile. Adică? Universitatea a crescut foarte mult, a crescut din punct de vedere al infrastructurii. Am avut clădiri și spații serios îmbunătățite. Domnul rector Graur a crescut de vreo 3 ori suprafața utilă a spațiilor de învățământ și cercetare. Multe corpuri de clădiri s-au construit, restaurantul s-a refăcut. Din păcate, în 2011 am avut la conducerea Ministerului pe domnul Funeriu, care, brusc și deodată, ca să putem folosi un termen la modă. Da, un pleonasm care să... Dar care e la modă, da? Da, da. Care să accenteze ce s-a întâmplat, a diminuat finanțarea universității brusc cu 40%. Universitatea Suceava. Da, și prin două căi. Prin reducerea numărului de locuri la admitere și prin efectiv tăierea bugetului. Dar de ce aveau... Scopul principal a fost să elimine cel puțin 10 universități mici din România, să le închidă. De ce? Pentru a scădea concurența pentru universitățile mari, spunând că în astea mici nu se face carte. Așa, rămâne centrele astea, Iași, Timișoara, să București... Să rămâne cât mai multe. Dorința celor mari ar fi și acum să fie... Să închidă toate. Așa. Sigur, dar nu mor caii când vor câini. Noi am dovedit că merităm să existăm în spațiul acesta atâta vreme când niște clasamente internaționale la care nu putem spune că mai lucrăm noi așa cum au lucrat unii miniștri, ne prezintă că suntem pe locul 3 sau pe locul 5 sau pe locul 6 între toate universitățile din România. Cu alte cuvinte, merităm. Da, 5 ani de zile a trebuit să... Să revenim la domnul Funeriu, a luat acea măsură brusc și dintr-o dată, da? Să muncesc pentru a, nu, în primul rând, să evit închiderea, intrarea în încetare de plăți, pentru că era un mod, se vedea foarte clar, scriptic, că am un deficit financiar de cel puțin 10% din buget. Deci, reducând numărul de studenți, practic, se reducea finanțarea primită automat, de... Automat, da, prin numărul de studenți. Da. Și doi, efectiv, o diminuare brusc a contractului instituțional. Am primit un contract instituțional de 17 milioane de lei, ca să-l comparați că astăzi am un contract instituțional de peste 100 de milioane. Ca să ne vedem ce s-a întâmplat în 11 ani. Da. Dar atunci chiar pe loc am reușit de-abia vreo 2-3 ani să-l ajung la 30 de milioane, cam cât trebuia. 5 ani de zile au stagnat universitatea. N-am mai putut să mai facem dezvoltare pentru că ne-am chinuit ca să redresăm financiar. Ușor. La început din minus, hai să vedem cum face cu minus, ajungem la zero și apoi să tragem și sigur, doi, să ne îmbunătățim și imaginea, pentru că eram clasificați în ultima categorie a universităților care trebuie să dispară, cu alte cuvinte, sau care sunt locale și care sunt de umplutură, cum... așa, care le tolerăm, pe care le tolerăm noi, și chestiunea de imagine a trebuit să o îmbunătățim radical și am lucrat și în acest sens. Am avut manifestările de 50 de ani în care au venit toți electori și au văzut că nu e așa cum spun alții. Am reușit să vină cei doi președinți în funcție, domnul președinte Iohannis, domnul președinte Timofte, și au avut convorbiri oficiale, singurele convorbiri oficiale într-o universitate. A crescut imaginea și cel mai mult a crescut imaginea pentru că colegii mei au acceptat acele curbe de sacrificiu la acele vremuri, reducerea drastică a veniturilor, până la urmă, nu a salariilor, ci a veniturilor, da?
tarifele la plata cu ora și pentru celelalte activități au fost diminuate spre zero aproape, da, sau la sume insignifiante, și au și lucrat foarte mult. Au câștigat proiecte, au scris lucrări științifice și tot, toate graficele ne arată o ascendență de tip exponențial, nu liniar crescător, ci exponențial, în tot ceea ce am făcut noi în acest domeniu al cercetării și al educației în ultimii 10 ani. Și așa am crescut. Nu pentru că neapărat a venit popa la conducere, ci pentru că colegii mei au înțeles că asta e singura cale ca să ieșim la lemn. Așa cum am ieșit. Bun, și cum ați spus și asta, sau spun clasamentele internaționale, nu cele făcute de... Așa este. Da. În 2014, pe 30 mai, ați inițiat o acțiune la Taifas cu rectorul, pe terasa Bucafe de la universitate, avem câteva fotografii. O acțiune inedită. N-ați mai continuat-o? N-am mai continuat-o pentru că odată ce lansez o chestiune, vrei să vezi dacă ai și din partea cealaltă un feedback. Așa, să anunț că e data mea și vă aștept ca să veniți, cam atât s-a venit. Bun, de câte am întâlnit, unii erau și intimidați, totuși rectorul vedeau așa, cei care au fost acolo, trebuie că au fost încântați de atmosfera relaxantă, de poveștile. De... A, mi-a stat o idee bună. Da, dar evident, prima reacție asta, măi, rectorul, uite, grav, așa pare. Eu, să nu uitați că eu am cursuri, țin ori, de exemplu, semestrul ăsta țin 3 cursuri. Eu mă întâlnesc cu studenții. Știu că vă întâlniți, mă, interacționați. Să fiți siguri că nu scap prilejul să spună ce păsări au. Da, nu, evident, dar zic, ceilalți care nu vă cunosc. Care nu mă cunosc, da, da. De sunt 10.000 de studenți și atât au venit. Da. Eu mă așteptam să n-am locuri la nase. Da, cu siguranță, dacă o să... Eu sunt poate convins da, că... Poate nu. Poate da, poate nu. Acum, sunt o serie întreagă de studenți care vor să discute chestiuni generale. Da. Și în general, și atunci acești studenți în principiu se duc în organizație studențe și atunci participă la viața comunității spunând și militând pentru problemele generale ale studenților. Cei mai mulți însă au chestiuni punctuale. Da. Dorințe punctuale, proprii, probleme proprii. Și, desigur, de multe ori nivelul de rector este mult prea ridicat pentru rezolvarea chestiunilor respective. Dar bun, bănesc că și aceste întâlniri nu erau neapărat pentru rezolvarea unor probleme, ci pentru socializare. Da, pentru socializare. În cadrul acestei întâlniri, ați spus studenților, citez, nu voi intra în politică. Totuși, după 4 ani... Și n-am intrat. În 2018, pe 29 ianuarie, v-ați dat demisia de funcția de rector pentru a deveni ministru al educației. Bun, n-ați intrat propriu în politică. N-am ce să fac. Trebuie să recunosc că vreau, nu vreau și pe Wikipedia. Sunt clasificat un politic. Chiar dacă n-am făcut politică. Da. Bine, adeziunea la partid a fost ca și document la dosar. Pentru trebuie să, ca să fii ministru în, acea, în acel trebuia context, să fii de partidul care trebuia să fii, ai o adeziune la partidul da. Respectiv, punct. Bun, dar cum a fi un politic înseamnă a face campanii, a merge în teritoriu, a promova și a propaga ideile partidului. Ori nici n-am făcut asta și nici n-a avut nimeni pretenția de la mine. Nu, știu, eu am glumit pentru că știam că ați semnat acea adeziune. Dar cum ați ajuns ministru? Care a fost contextul? Că au fost vorbe, că a sunat liderul PSD, domnul Stan, că așa că... Sau nu puteți spune nici acum. Nici într-un caz n-am să spun public cum au fost și nici nu știu sigur dacă cunosc chiar toate detaliile. Asta, niciodată nu o să știm nimic despre, despre toate lucrurile. Important este că, da, într-adevăr, într-o dimineață am luat și telefonul de mesaje și până la urmă am ajuns la București. Ați ajuns la București. Acum, care au fost cele mai dificile momente ca ministru? Să știți că în perioada cât am fost ministru e comparabil cu perioada cât am fost în armată. Așa de crâncă n-a fost? Cam așa, da. Da, de ce anume? Uneori chiar mai crâncă. Am spus, nici n-aș fi crezut că voi retrăi sentimentele
dificile, să le numim așa, mai academic, pe care le-am trăit ca militar. Da, nu, ca ministru ești, m-am simțit tot timpul ca într-un război, în care primeam continuu rachete, bombe și trebuia să fii tot timpul în priză. Nu te lăsau să lucrezi. Aveau grijă ca să-ți ocupe timpul cu tot felul de pseudo-scandaluri, cu pseudo-fapte, cu pseudo-declarații, ca și cum asta era cel mai important lucru. Dar mass media din asta trăiește, din păcate. Nu, aici sunt două aspecte. Un aspect acela că erați atacat și ați fost atacat, din păcate, de o parte din presa suceveană. Da? Asta din păcate sau ne, din păcate, asta este, da. Da, da, știți cum, când avem, sau un județ are un ministru, îl susțin, numai dacă e o coadă de topor, un penal, cum se spune, te iei de el. Dar când, mai ales, și iar celălalt aspect care spuneam, ați luat niște măsuri foarte bune pentru Suceava, care iar v-au atras critici. Dar întrebarea mea, cum vă simțeați când erați atacat, dar în special de unii ziarești din Suceava? Nu mă simțeam bine când eram atacat de niciunul. De niciunul. Nu făceați diferență? Nu făceam. Chiar n-am făcut o diferență. Adică, parcă când ești la București, sigur, e puțin mai dureros când e de acasă, dar se mai întâmplă. Na? Și când eram rector, și înainte și după, am mai fost atacat și din zona aceasta. Până la urmă, din acest punct de vedere, da, ca rector, nu ca ministru, ca ministru a fost chiar un fel de război, adică un măcel știu, complet. Da, ca rector n-am avut așa de multe chestiuni negative. Au existat și mi se pare firesc să existe într-o democrație și așa ceva. Pe drept, pe nedrept, dar există și un fel de zicală americană, că dacă n-ai pe nimeni care să te critique, trebuie să plătești pe cineva să te critique, pentru că nu e regulă ca să plătească toți de bine, ceva nu e în regulă. Cineva trebuie să te și critique și până la urmă este bine că sunt criticat, pentru că îți mai arată unde să mai lucrezi, să mai îmbunătățești. Uneori, nu totdeauna. Da, bă, altele sunt pur și simplu răutăcioase, sunt asta spun, că timp, fără fond. Unele erau efectiv răutăcioase, da. Și, mă rog, trebuia să trăiască. Sigur, sunt lucrate, lucrături fără destul de bine. În același timp, eu am fost mai emoționat. Am fost extrem de emotiv. Cel puțin în primii 5-6 ani de zile, calitate de rector, da, eram aproape terorizat că trebuie să vorbesc în public și liber. Deși, da, e un paradox. Trebuie să recunosc că e un paradox, pentru că deși la curs vorbesc liber în conferință 3 ore de, și uit de pauze și vorbesc liber 3 ore, da, dar vorbesc limbajul meu, ceea ce știu și fac de o viață. Da. Nu se pune problema să mă poticnesc, să nu știu cum să încep, să găsesc cuvintele potrivit. La început, ca rector, mi-era foarte greu ca să susțin partea de comunicare. Și sigur că au apărut și dezacorduri și greșeli pe care le fac astăzi și academicieni, pentru că nu asta nimeni să se uite să vadă cam cum vorbesc academicieni. Da, bună, liber, vorbirea, da, liberă, mai ales în fața. Da. Se întâmplă, da, da. Se dar, întâmplă, e regretabil că se întâmplă, dar se mai întâmplă. Cunoaște asta, critica e constructivă. Bun, dacă e făcut cu bună credință, când îți atacuri de astea, sunt alte povești. Dar bun, asta cu comunicarea, într-adevăr, cred că avem și noi o problemă în școală, pentru că am studenți care spuneau că n-au vorbit în viața lor în public. Îi scoți să vorbească în față discursul și tremură, tremură. Și recunosc de fiecare dată, este o lacună a sistemului nostru preuniversitar. Da. Pe mine mă scotea la tablă, dar nu m-a ajutat foarte mult. Bun, vă scotea și scriați acolo problema, da, dar una e să vorbești, da, liber sau cât de cât. S-a mai îmbunătățit puțin sistemul preuniversitar, dar știu că americanii te scot să prezinți, da, un proiect, să prezinți, adică să faci. Să ai un discurs, ei, da. Au început și în România să facă astfel au de chestiuni. Au început timid. Da. E mai timid, trebuie mai mult. Americanul, dacă s-a observat, n-are nicio problemă când vine cineva cu camera și cu microfonul și pune. Chiar nu se emoționează cu nimic. Bine, că spune numai prostii, e altă poveste. Da, asta e altceva, da, categoric, da? Dar la noi, cetățeanul, tânărul chiar, are o problemă când deodată vine camera și cu microfonul. Da, și eu am avut-o. Am avut-o întotdeauna această problemă serioasă. Dar nu, să știți că am întâlnit-o la foarte multe persoane, unii care conduc sute de oameni, n-au nicio problemă, când ajung în fața camerei,
Când începe filmarea, s-a prins de beculețul, s-au pierdut. Da. O chestie psihică. Da. Trebuie să fii antrenat. Corect. Care considerați că a fost cea mai mare realizare a dumneavoastră ca ministru? Eu știu ce să spun. Cea mai mare realizare. E greu să-mi selectez de pe acea vreme să spun care anume dintre ele. Aș fi vrut să fie cea pe care n-am putut să o duc până la capăt și pentru care am demisionat. Care anume? Sincer, nu mai țin minte. Da, a fost povestea legată de învățarea limbii române de către copiii din minoritățile noastre naționale. Da. Știți, era vorba că învățătoarele, principal, că acolo e primarea problemă. Da. Învățătoarele, clasele 1-4, erau plătite suplimentar 4 ore ca să învețe limba română. Și m-am dus și eu la deschiderea anului școlar și în clasa 6 nu știa niciun cuvânt în limba română. Nici măcar să spună bună ziua, bine. Nu știa. Și asta se presupune că e după 4 ani de zile făcut câte 4 ore pe săptămână, da, în orice limbă o înveți. Corect, da. Orice limbă ar fi. Dacă o faci. Și atunci am spus în legea educației că aceste ore trebuie să fie predate numai de profesor care are licență de limba română. Ca să fiu sigur că vine cineva să vorbească limba română, nu că vine să vorbească limba maghiară în orele de limbă română. Sigur, UDMR a dorit să retragă după ce am primit toate acordurile inițiale și a fost publicat în Monitor Oficial prin august, în septembrie când să se aplice și-o da seama. Opa! Eu pregătesc-mi inspectorat, am mai început să lucrez cu... Opa! Nu se poate. Trebuie să fie abrogat. Pentru că așa ceva nu mai abrog. Am făcut-o corect, cinstit pe față, a fost publicat în mod oficial, am semnăturile tuturor celor din coaliție pe ea. N-am fost atenți, îmi pare rău. Dar nu o faceți asta pe seama mea. Ar fi fost o realizare serioasă acest aspect. Eu la vremea respectivă am prezentat un raport amplu. Am mai mult de 22 de măsuri pe care le-am încercat, le-am implementat. Unele au fost bune și pentru Suceava, au fost măsuri legate și de personalul didactic, am reușit, mai aduc și niște grădinițe pe aici, nu toate s-au făcut. Aș vrea să selectez acum și nici nu face mare de plăcere să-mi aduc aminte de acea perioadă. Mai bine mi-aduc aminte de lucrurile din universitate. Ok, haideți să revenim mai aproape atunci. La universitate aveți două fete, cea mare studentă la medicină, cea mică studentă în Austria, la inginerie în domeniul echipamentelor medicale. Cam așa sună, da. Da, mă rog, ceva pe acolo. A fost o luptă întreagă. Sigur că i-am explicat. Luptă ce luptă? Unde să facă? I-am explicat, cel mai bun program din inginerie medicală este la Suceava. Aia este cel mai bun dovedit. Pot să-l dovedesc de ce este, chiar dacă e la început. Și chiar dacă nu este așa de căutat de studenți, e cel mai bun. Bă, eu înțeleg că nu poți să faci facultatea unde este taicătul, chiar că e rector, chiar dacă nu e rector, tot nu... Și la orașul tău, nu prea... Nu se cade acum la vârsta lor. Și am condus la celelalte două foarte bune programe care sunt în România, la Politehnică în București și la Târgu Mureș. Și nu a vrut început. Au intrat la amândouă locuri. Așa, da. Și sigur și-a pus dosarul și pentru Linz. Acum, Universitatea din Linz este o universitate mare, cotată bine în locurile 500 mondial. O universitate care are și facultate de medicină, are și inginerie, pentru că pentru a face un program de studiu în acest domeniu, inginerie medicală sau inginerie echipamentelor medicale, sunt mai multe denumiri, îți trebuie să ai în curtea ta universității și medici și ingineri, categoric, ca să poți îmbina cele două discipline. A vrut neapărat să studieze, aș fi preferat în engleză, n-a găsit acest program de studiu, nu numai că n-a găsit în România, dar nici nu l-a găsit în Europa, era prin Regatul Unit, dar extrem de costisitor. Și ăsta a fost cel mai aproape. A
A fost să facă o experiență. Și studiază în germană? Și studiază în germană. Este foarte greu, dar i-a spus convins că trebuia să știi de la început. Foarte greu, asta este. Bun, dar ea a vrut acest domeniu, inginerie în domeniu? Da, e foarte hotărâtă. Fata mea cea mică este foarte hotărâtă, știe foarte bine ce vrea. Și nu reușești să o manipulezi așa. Și cea mare? Eu sunt în general un bun manipulator. Da. Nu reușești să... Și cea mare, medicină, adică da, l-ați influențat în vreun fel alegerile dumneavoastră? Nu, dar de fiecare dată când deschideau un subiect, explicam pe fiecare dintre... Da, corect, ce e bine, ce nu e bine. Ce e bine, ce e rău. Ce va ajunge, unde va ajunge, ce va face. Eu consider că ambele au ales foarte bine. Medicina, IT-ul, medicina și evident toate chestiile acestea interconectate. Bun, și ingineria asta a echipamentelor medicale care... Nu mai pe viitor. Da, e ceva de viitor. Da. Da, deci o să dispară medicii, dar nu vor dispărea echipamentele medicale. Corect, trebuie întreținute de cineva. Trebuie întreținute de cineva, trebuie proiectate, trebuie conduse, trebuie perfecționate, trebuie îmbunătățite, trebuie reparate, trebuie updatate, corect, trebuie... Da, da. Sunteți pasionat de vânătoare? Nu neapărat de pasionat, pasionat de a face spațiu, de a merge în aer liber, de a mă plimba. Da, vă place să mergeți pe munte? Nu neapărat să vânez, că anul ăsta nici nu am vânat nimica, dar de ieșit în teren am ieșit de foarte multe ori, e foarte frumos și frumos și ceea ce se întâmplă după și înainte de vânătoare, socializarea cu prietenii care au aceeași pasiuni, poveștile, aceeași poveste. Dar de unde vine pasiunea asta? Adică e legată de ieșitul pe munte? Că știu că sunteți pasionat de deci, mersul pe munte. Deci a venit oarecum firesc, pentru că pasiunea și mersul la munte l-am de foarte tânăr și am mers foarte, foarte mult timp înainte de a avea armă, pur și simplu să mă uit la diverse momente importante ale viții animalelor sălbatice, să le văd în ambientul lor. Și acum, de exemplu, cocoșul de munte este... A fost interes, acum au început iarăși să-i dau voie să vânez. Da. Cocoșul de munte mă duc în fiecare an. În fiecare să vânați sau să vă... Niciodată nu mă duc cu o armă. A, să vă uitați. Numai să mă uit. Dar nu se poate. Da, mai mult, am înțeles. Deci la asta e mai mult socializare, nu neapărat. Dar nu, și să și vezi. Da. Să vedeți. Înveți când și cum și cum să te apropii cu ocazia asta de la alții. Și nu mă duc cu o armă niciodată la cocoșul de munte. Da. Mă duc să-l văd. Să-l admirați. Da, să-l admirați. Când ați fost ultima oară pe munte? Păi, nu știu, vă plăcea cel puțin într-o perioadă să mergeți zile întregi. Sunt perioade în care, nu chiar zi de zi, dar pot să fac într-o lună 20 de ieșiri. Uneori seara și dimineața, când e exemplu weekendul, alteori o singură dată, dar în weekend pot să mă duc când sunt anumite sezoane, când este rutul la animale, când e căpriorul, când este cocoșul de munte. Dumneavoastră, munte este... tot de animale legați de văzut. Acum da. Acum da. Dar așa pe munte... Nu neapărat. Cu cortul în spate, cu asta... Nu neapărat cu cortul, pentru că eu am și o cabană de vacanță la Ciocănești, pe Valea Bistriței Aurii, la munte și de acolo mă duc la stâni, pe deal, la schituri, la mănăstiri, mă duc și văd natura. Acolo nu mai merg să văd animalele, pentru că merg, merg pe drumurile de munte și mă duc la diferite obiective. Și sunt multe. Și foarte frumoase. Valea și să știți că am venit din Thailanda și nu știam dacă am ales bine, că și noi am avut posibilitatea să rămânem acolo definitiv, să trecem în mediul privat și să rămânem și să renunț la cariera didactică. Și până la urmă, împreună cu soția, am ales totuși să revin. Eu zic că am făcut bine. Dar mi-amintesc că atunci când am revenit în țară, am făcut o plimbare și ne-am ajuns la Palma și ne-am uitat de la Palma prin jur. Ai știți unde e Palma? Da, da. Și ce frumos să văd toate opțiunile Bucovinei. Unde mergeam noi, unde stăteam? Și totuși veneam dintr-o țară exotică. Dintr-o țară care are niște peisaje fantastice. Da, și cu toate astea tot am zis că nu, e tare frumos aici, e prea frumos. Ca să nu stai, să nu trăiești aici. Revenind la calitatea noastră de profesor, s-a întâmplat vreodată ca un student care se afle la limită să-l picați sau să-l treceți și apoi să regretați? Și da, și da. Da? Da, și da, și da. Și așa, și așa. Dar mai țineți minte vreun caz de asta? Dar de ce ați regretat?
Care din ele, nu? Oricare. Ați trecut pe unul și ați regătat. Cum să vă spun? Sunt situațiile la limită. Da, da, pe de asta vorbim. Toți la limită când... Sunt situațiile la limită și câteodată chestiunea asta de a trece pragul de aici încolo depinde de o frază, de un cuvânt, da, poate, de... și lipsea ăla. Și la un moment dat ziceam că... că știți cum e? Hai că-ți pun o întrebare ca să spun 5. Măi, nu am răspuns. Mai punem una. Deși trebuia să terminăm subiectul, da? Da, corect, da. Băi, mai pun încă una. Nu am răspuns nici la aia. Și aici, de aici încep variațiuni. Băi, da, poate trebuia să o pui și pe a treia. Poate știa. Sau a răspuns, dar la a doua. Și trebuia să spun, băi, dar am încălcat prin principiu. Da. Ca să înțelegeți, dar nu e singura situație de acest gen. Sunt și, și. Da, dar de ce ați regretat după când aceea? N-au mai... Adică ați trecut un student? Au fost situații în care când gândurile astea au fost parcurse și am reluat, de exemplu, o lucrare scrisă, am recorectat-o și l-am anunțat că a trecut. Ați înțeles? Da, și asta a intrat într-un regret în sensul că a venit, el a contestat oarecum nota, eu am reluat tot și am explicat și după care am meditat probabil o oră, două, trei la ceea ce am discutat cu el, ce a făcut, m-am uitat încă o dată pe lucrarea și am zis totuși, parcă am meritat să treacă, știți? Adică am regretat și am îndreptat regretul. Dar invers, n-am făcut niciodată. Da, dacă am spus o dată o notă de trecere, da, niciodată n-am revenit, indiferent că am găsit, de exemplu, fițuica după aia în teză. Ați găsit fițuica în teză? Sigur că am găsit și bani în teză, să știți. Serios? Anii 90 am găsit odată și nu sunt singurul. Am găsit și bani în foaie. Și a trecut studentul respectiv sau ați ignorat? Am ignorat chestiunea, am servit foaia respectivă de, pe care nu mai știu cât scria înapoi și am corectat lucrarea. Da. Desigur că ăla care a pus foaia respectivă de bani acolo nu avea era o lucrare. Era clar, ați convins că nu avea o lucrare de trecere. Da, era scris așa o poveste acolo, povestea vieții, ce a făcut el prin copilărie, nu prea avea legătură cu ce au primit el la subiecte. Umpluse niște pagini ca să pară că a scris ceva pe acolo, dar nu avea legătură cu subiectul și nu prea avea cum să treacă. În general, care fac aceste chestii, da, nu prea... Bun, dar la care avea fițuică, bănuiesc că scrisese cum trebuie. Acum trebuie să știți că am pus și unul, foarte mulți. Da? Da, și le explic studenților că sunt cu toleranță zero pentru inspirațiile acestea care se propag. Și le-am explicat că atunci când propagarea se face pe o idee corectă tehnic, adică pe o formulare corectă tehnic, mai tolerez. Că, zice, măi, o învățat toți la fel. Dar când o prostioară se propagă, nu mai poate, mai poate să accepta. De ce? După ce că e prostioară, o mai și copiem. Adică nici măcar nu ne dăm seama că acea frază nu are niciun sens tehnic. Da. Vă considerați un profesor sever? Da. Da? Și nu mă consider studenții, da. Și în fiecare an tot încerc să fiu mai puțin sever. Și nu vă iasă. Ba da. Vă iasă? Ba da. Pe măsură ce trec ani... Pe măsură ce trec ani mai... Sau măsură ce fetele au ajuns la facultate, vă gândiți? Sau da, ce nu prea am legătură. Nu. Glumesc, evident. Fetele, mă bucur de că fetele mele învață foarte bine, nu? Să vă trăiască, asta e cea mai mare bucurie a unui părinte, până la urmă. Da. Învață cam cât învățam și eu. Aia înseamnă că învață foarte, foarte mult. Da, învață mult, dar nu se poate face medicina fără a învăța mult și în partea aceasta o știu din liceu cum învață pe cea mică, foarte ambițioasă, plânge, strânge din dinți și merge mai departe. Merge mai departe. Când ați avut cea mai mare dezamăgire în viață? Cea mai mare dezamăgire? E greu să selectez. Chiar nu e greu. Au fost așa multe? Nu, dar să spun așa, în general sunt, pot să mă gândesc că am avut dezamăgiri serioase. Da, dezamăgiri, grave, adică sunt om care aș răspunde, dacă mă întrebați, ai relua întregul fir și ar merge la fel, aș spune da. Dacă mai întoarce la 18 ani, da, aș face tot același. N-am putea spune că au fost dezamăgiri care să vă rămână în memorie, care să vă fie afectat. Da, nu am așa ceva care să-mi treacă în mine, să răspund imediat. Aceasta a fost o mare dezamăgire. Asta e un lucru bun, până la urmă. Mă consider un om împlinit și chiar fericit din acest punct de vedere. Nu am avut așa
niște dezamăgiri la care aș putea să reflectez acum și să spun. Să vă rămână în memorie. Da, pentru că asta ar fi însemna poate că aș fi putut schimba. Și dacă aș fi putut schimba, înseamnă că poate ar fi fost o altă cale de urmat în viață. Și întotdeauna mi-am spus că, da, cred că tot același lucru aș face. E adevărat, astăzi aș putea spune că în loc să fiu inginer electronist, poate că aș fi fost un bun finanțist, economist. Mai convenabil. Simt mai bine aceste lucruri și toți îmi spun acest lucru legat de bani, de bugete, de chestii legate. Până am înțeles de la colegia noastră că unor e suficient să vă uitați pe niște foi așa și vedeți greșeală. Da, da, așa este. Dar știți că mi se trage din copilărie. E o chestiune și educată până la urmă, chestiunea aceasta. Mama mea a fost contabilă. Trăiește încă, a fost contabilă. Pe vremea aia ținea contabilitatea totul manual. Da. Și erau fișe de cont pentru fiecare produs că le lai tu undeva într-o gestiune. Da? În bilanțul contabil trebuia ca toate cifrele alea sumate pe linii și pe coloane să se dă în final în colțul din dreapta jos aceeași cifră. Și trebuia să ai o formată privire, să te duci acolo să vezi dacă este vreo, când nu ți ieșea, unde e greșeala. Deci te educai în timp. Și mie îmi plăcea să stau alături de mama mea și să lucrez și să o ajut acolo la acele chestii. Așa am învățat eu contabilitate, așa am învățat bugete, așa am învățat că am fost șeful contabil și ea. Așa am atins partea aceasta de finanțe, practic, aproape fără să-mi dau seama. Dar lucrurile, când am ajuns să lucrez cu ele, așa, de parcă veneau de la sine. Nu, spuneam, acum câțiva ani îmi spuneau colegii dumneavoastră cu admirație, dar într-o discuție nu avea legătură, să zic, să fiți implicați sau ceva, îmi povestea că se uită pe foi, aici e greșeală. Adică vorba de câteva secunde. Ceea ce bun, na, v-ați antrenat de mic. Da. Na, e o calitatea asta, așa, să te uiți câteva secunde pe foaie și să identifici greșeala, da, oricât da. Ai fi de oricât te-ai antrenat, trebuie, da, în fine. Sunt și multe, când ajungi la rectorat, sunt multe chestiuni care totuși până la urmă sunt replici. Și ochiul se formează, știe unde se uită, știe ce să facă și calculează foarte repede. Chiar și, fără calculator. Da, chiar și calculează foarte repede. Și mai avem, de exemplu, statele de funcții, care sunt complicate. Da. Niște calcule elaborează acolo, care se fac și din Excel, dar altădată mai nu pune formula unde trebuie. Mai, și da, și le observ, într-adevăr. Și nu numai acolo, și prin bugetele proiectelor și știu că e așa. Da, știu și eu. Da. Până la urmă, nu e un lucru rău. Nu e rău deloc. E terorizant pentru cel care vine acolo și mai ar mai găsește. Da, nu e rău deloc, numai că e bine că... E destul de rar așa, efectiv, să te uiți situația cum dă pe o foaie. Mai este ceva, trebuie să nu uiți, să nu pierzi cumva simțul măsurii. Să-ți dai seama când niște cifre nu sunt corecte. Vreau să vă spun că acum când am plecat din birou ca să vin la dumneavoastră la interviu, mă uitam în raportul rectorului asupra stării universității pentru anul 2022, mă uitam pe un tabel de personal și mi-au sărit în ochi niște cifre. Dar cum au sărit? Erau colorate altfel? Sau ce? Nu erau în regulă. Nu ieșeau din tipar. Și am zis, înainte de a pleca am scris un e-mail să-mi dea explicații de ce cifrele alea sunt așa. Alea nu sunt în regulă acolo. Bănesc dacă vă întreb, nu știu. Nu este irelevant. Dacă să înțelegeți exact asta de aici am plecat. Dacă m-am uitat pe o pagină, am văzut două cifre care nu păreau din același film. Am înțeles. Erau din alt film. Zic, nu știu dacă e bine, acum când mă ajung înapoi la birou. Așteptați e-mail-ul, să vedeți. Sigur mi-au scris că am văzut că aș vrea să-mi spună ce și cum. Dar... Rămân la mai departe. Acolo e greșit. Dacă vreau să schimba ceva, nu are cum să fie așa. Îmi cunosc prea bine organizația când fac un raport ca să-mi dau seama când niște cifre nu prea se corelează cu celelalte. Greșești cu o cifră, la unitate. Da, domnule Valentin Popa, o ultimă întrebare. Ca să închem, eu am să zic într-o notă pozitivă, dar pozitiv a fost până acum tot. Care considerați că este... cea mai mare realizare a dumneavoastră în afară de familie? Aha.
Desigur, cea mai mare realizare e și normal. Faptul că am fost ales de trei ori în funcția directă de către colegii mei înseamnă că au avut încredere în mine, înseamnă că ce am făcut a fost bun și înseamnă că mi-am plătit o parte din datoria pentru societate, pentru că na, societatea îți dă în prima parte a vieții, după care vrea înapoi. Și zic eu că am dat și eu înapoi o parte din ceea ce am primit ca să ajung până aici, de la societate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați acordat acest interviu. Vă mulțumesc și eu că am avut ocazia să fac, să depăn câteva amintiri. Mai mult sau mai puțin frumoase, mai mult sau mai puțin plăcute. Dar neplăcute ce? Aia cu armata, cu... are tot spus. Nu, armata e totdeauna o chestiune care din punctul de vedere social e cel mai de jos, dar tot timpul... Și pe care o povestim noi, bărbații, o povestim... Da, ai ce poveste? Da, corect, ai ce poveste. Da, tinderii de astăzi nu știu ce povestesc. Da, acolo noi... Da. Deci, te chiar ne ține o seară între ale nu să există să cineva care a făcut armata și să n-aibă ce poveste. Nu, fără, nu fără să inventeze. Nu mai da, dar rest, amintiri... Și unii au ce poveste mult. Da, mult. Da. Da. Amintiri plăcute... Da? Deci asta, și asta. Știu cum e, dar deci asta în arest. Eram în gardă și m-am dus să văd meciul cu România cu Spania, în campionatul mondial. La campionatul... Ah, la campionatul, campionatul mondial? Da. Campionatul european, cred că era atunci. Sau european. Nu, campionatul european era. Un european. Da, România cu Spania, că a fost 1-1, parcă nu... Era în 84. Da, și n-aveați voie, v-au prins. Evident. Și cât a stat în arest? Până a doua zi. Ha, asta, a, era, dacă, acum chiar da. Da. Bine, încă o dată vă mulțumesc pentru acordarea acestui interviu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit săptămâna viitoare la o nouă ediție a podcastului Interviurile Monitorul.